Încet, încet, iarna se apropie. Trebuie să ne pregătim și livada pentru iernat. Stropirile de iarnă au un rol foarte important în a reduce riscul de îmbolnăviri al pomilor și atacul dăunătorilor în anul următor. Pachetul Agri, tratament de iarnă în pomicultură, este recomandat pentru livezile de pom fructifer, dar poate fi utilizat și la viță de vie, arbuști fructifer și, de ce nu, chiar și pentru trandafiri. Acest pachet conține 3 produse: fungicidul Cupferol, insecticidul Ulei Horticol Estiu Oil și insecticidul Mospilan. Tratamentele în repau se pot face oricând, după ce a căzut mai mult de jumătate din frunze, până în primăvară la repornirea în vegetație. Pentru a avea o igienă culturală foarte bună, se recomandă aplicarea a 2 tratamente, unul în noiembrie-decembrie și unul în februarie-martie. Este foarte important ca în momentul aplicării tratamentului, scoarța să fie uscată, să nu fie acoperită de gheață, zăpadă sau chiciură, iar temperatura aerului să fie de minim 5-6 grade Celsius. Primul produs care se aplică este fungicidul Cupferol. Acesta distruge agenții patogeni aflați pe frunze sau ramuri. În plus, el grăbește maturarea lemnului, foarte importantă în vița de vie, livez, astfel crescând rezistența la temperaturi scăzute. După 10-14 zile de la tratamentul cu Cupferol, se aplică în amestec cele 2 produse, uleiul horticol insecticid Estiu Oil și insecticidul Mospilan. Acest tratament are rolul de a combate dăunătorii încă din stadiul de ouă sau larvă de pe ramurile pomilor sau arbuștilor. Uleiul horticol insecticid Estiu Oil creează o peliculă continuă care împiedică respirația ouălor sau a larvelor, iar insecticidul Mospilan asigură eliminarea dăunătorilor. Utilizând pachetul Agri, tratament de iarnă în pomicultură, veți avea o livadă mai sănătoasă și veți aplica mai puține tratamente în timpul perioadei de vegetație. Căutați produsele noastre în fitofarmaciile partenere Agri.